Enterprise Rent-A-Car vă oferă 10% discount pentru rezervările efectuate între 16 septembrie și 14 decembrie, cu perioade de călătorie între 1 noiembrie și 14 decembrie. În vlogul de astăzi o să vedem cum este să mergi la rafting în România comparativ cu Austria. Pe lângă alte câteva chestii mai mult sau mai puțin nebune. Astăzi o să răspundem la întrebarea ce poți să faci într-o zi care se anunță ploioasă sau foarte ploioasă în munții pădurea Craiului. Primul lucru pe care îl facem este rafting pe Crișul Repede. Este unul dintre puținele și totodată cele mai frumoase râuri pe care se poate face rafting în România. Din păcate, doar în perioada martie-iunie, pentru că vara apa este mult prea mică, iar iarna este mult prea frig. Nu vă recomandăm să faceți rafting de capul vostru. Sunt foarte mulți operatori care organizează excursii cu barca sau cu caiacul aici pe Crișul Repede. Trebuie doar să căutați pe internet și îi găsiți. Dar noi astăzi vom merge de capul nostru, pentru că socrii mei, care sunt cei mai faini socrii din lume, mi-au făcut cadou în urmă cu 3 ani o barcă. Am avut o altă barcă pe care am stricat-o pentru că ne-am gândit noi să ne dăm pe pârtie în jos pe zăpadă cu ea. Haideți să vă arăt imaginile. Alunecatul cu barca pe pârtie este totuși un sport. Nu pentru că ar fi foarte greu să vâsleși prin zăpadă, ci durează până o umfli. Concluzie, tot ce vedeți pe net sunt trucaje. Ok, deci odihnească se împace barca cea veche, welcome barca cea nouă. Mi-au făcut-o cadou, ne-au făcut-o cadou și nu am avut ocazia să o testăm niciodată. Ei bine, astăzi a sosit momentul. Porțiunea cea mai frumoasă pe care se poate merge cu barca pe Crișul Repede este între locul unde se află peștera Ungurul Mare, din dreptul satului Șuncuiuș, și până în localitatea Vadul Crișului. Este un traseu de, mi se pare, 5 km pe apă. Puteți să-l parcurgeți, să vedem, într-o oră sau două. În urmă cu câțiva ani am fost aici cu Alexandra și am filmat un vlog împreună cu Adi Sereș. Din acel vlog vă arătăm acum peștera Ungurul Mare, adică exact acest loc. Revenim în defileul Crișului pentru a vizita, ca niște turiști cu minți, în schimbul a 12 lei de persoană, peștera Ungurul Mare.
Cavitatea are o intrare impresionantă, lată de 22 și înaltă de 32 de metri, care se continuă cu o galerie liniară în care s-au găsit urme ale locuirii umane din Neolitic și o necropolă din epoca bronzului. Pentru că apa este deosebit de plăcută, în special în ceea ce privește temperatura, are undeva pe la vreo 10 grade sau 14, trebuie neapărat să aveți costum de neopren și nu uitați neapărat și restul echipamentului de protecție, vestă de salvare, cască și ceea ce mai trebuie. De aceea v-am spus, nu mergeți de capul vostru fără să aveți o oarecare experiență în ceea ce privește raftingul și interesați-vă întotdeauna de nivelul apei și de pericolele care pot apărea. Porțiunea aceasta a Crișului Repede este ca nivel de dificultate 1 și 2. Practic există o scară a nivelurilor de dificultate în rafting. 1 este cel mai ușor și 4 cel mai dificil. Crișul Repede în această zonă este doar de nivelul 1 și în 2 sau 3 locuri atinge nivelul 2. Adică este un râu pe care se navighează la nivelul ușor și mediu. Știu că toți vă întrebați unde este Alexandra sau unde sunt Alexandra și Patrick. Ei bine, pentru că s-au anunțat ploi, nu au vrut să vină, oricum n-ar fi putut veni cu micuțul în barcă. Îl avem astăzi cu noi pe Raul, pe care îl cunoașteți din alte vloguri. El este reprezentantul, este cel care reprezintă pe Patrick și totodată cel care face zdravă în bicep și acum pompând aer în barcă. Instrucțiuni de folosire pe hârtie din asta care rezistă la apă. Uite, service la vestă, uite-mă, de la Decathlon, 90 de lei bucata. Am miner, frate, am miner. Uite, de acolo începem, de unde mai adâncă, vezi? De ce? E mica făcut de fierbe, știi? Da. Eu regulă, spune regula triunghiului. Te uiți cum formează apa un triunghi și te duci tot timpul către vârful lui. Acolo e cea mai adâncă apă. Vezi că întorc barca? Foarte bine, nu mă gândeam că e atât de mic. Era bine să fi luat și o a treia vâslă, nu? Dacă ceva e o sară afară din barcă. Prea mică apa. Hai că rezistăm. Știu. Întoarce barca, întoarce barca. Pe aici vine Valea Mișidului și aici se află peștera Vântului, cea mai mare peșteră din România. Are aproape 50 de kilometri și poate fi vizitată, nu este amenajată. Trebuie să luați legătura cu cluburile de speleologie care se ocupă de această peșteră. Se organizează la cerere tururi. Găsiți detalii pe internet. Peștera Vântului. Foarte, foarte frumoasă. Doar ca info, cea mai mare peșteră din lume, Mammoth Cave Flint Ridge System din Statele Unite, are aproape 500 de kilometri, deci aproape de 10 ori mai mult.
Aici este locul numit Thailanda României din cauza acestor pereți calcaroși care amintesc de celebrii pereți din zona oceanului, dar acolo sunt mangrove, acolo sunt plaje pustii, acolo e o apă de culoarea turcoazului. Dar e bine că avem și locul acesta, e doar la o oră distanță de Oradea. Foarte, foarte frumos. Sunt multe cabane în zona restaurantă unde se poate servi masa. Este o zonă absolut demențială. Suntem pe unul din scurtele pasaje de nivelul 2, vă spuneam, ca nivel de dificultate al râului, câteva mici fierbători, săritori micuțe, nicio problemă pentru experimentatul meu vâslaș, care a spus că să mă concentrez pe filmat, pentru că vrea să vâslească. Apa este oricum extrem de mică, dacă ar fi foarte mare iarnă, ar fi bine, ar fi periculos, ar fi prea aproape de copacii care ajung în apă. Dacă e foarte mică, vedeți și voi, trebuie să sari tot timpul pe mal sau în apă. Văzând că apa e foarte mică și nu e rost nici cum de rafting adevărat, am renunțat și noi la a face rafting ca la carte și am montat vâslele pe barcă vâslind pescărește. Greșeală care avea să ne coste scump. Nu faceți ca noi! Ce ai găsit acolo? Tastatură. Dacă doriți. Hai cu acuia. În privat, mesaj. Ai găsit un laptop. Ok. Din păcate e destul de poluat. Vezi că e un pom aici, să nu dăm în el. Din păcate, așa cum este la noi în țară, mai peste tot, multe, multe gunoaie pe marginea râurilor. Când a fost apă mare, a adus tot felul de peturi, haine vechi. Se pot vedea aceste gunoaie pe care în alte țări nu le vezi când mergi la rafting. Dar și la noi știu că se fac eforturi foarte mari, sunt multe grupuri de educație ecologică ce se implică în curățarea zonelor frumoase de la noi din țară și asta e foarte bine. Ca o alternativă, aș spune eu, mai faină la rafting este caiacul. Nu se taie așa ușor și e mult mai fain și poți să mergi și pe ape cu un grad mai ridicat de periculozitate. Aici, pe Crișul Repede, se organizează. Sunt asociații, cluburi care organizează și ture de caiac. Trebuie doar să căutați pe internet și le veți găsi. Teoretic, sunt locuri speciale de intrat și de ieșit din apă, cum vedeți acolo cu săgeți roșii și verzi. Și doar aici ați avea voie să intrați și să ieșiți din embarcațiune. Este oarecum și-a semi-organizat, semi-reglementată toată treaba, dar evident că dacă aveți probleme, puteți să ieșiți la mal oricând vreți, nu este interzis, adică nu luați amendă. Consultați, sunt niște hărți destul de bune pe internet vis-a-vis de navigat pe Crișul Repede și vă pot fi de foarte mare ajutor. Aici a fost o bucată de nivelul 2, dar, mă rog, dacă e apă mare, probabil e nivelul 2. Hai că aici e mai interesant deja puțin, e mai îngust. Practic, cheile nere ar fi și mai ușoare decât cheile, decât defileul Crișului Repede.
Urmează să mergem și acolo să facem o filmare la Lacul Dracului. Cheile Nerei pot fi parcurse în regim de rafting clasa 1, adică nivelul cel mai ușor, dar sunt spectaculoase și pe jos, pe potecele săpate în stânci. De văzut neapărat. Sau poate chiar de sărit și notat. Lacul Dracului. Practic aici sus e calea ferată și aici urmează un tunel și imediat vom ajunge la peștera și cascada de la Vadul Crișului. Uite, trece trenul. Wow. Fosta haltă Vadul Crișului, peștera, sau cum îi zicea. Și acum e cabana Anastasia. Ia uite ce fain. Au făcut în loc de... cort, hamac. Fosta, wow, hamacuri, corturi, da, foarte tare. Oare de ce scrie aici atenție și ocolire? Că nu prea-mi place unde zic ei să ocolești în dreapta. Eu tot pe stânga aș merge, clar. Păi clar pe stânga. Da. Uite ce lemne. Vestea bună e că am ajuns la cascada de la Vadul Crișului, vestea proastă e că s-a spart barca când am dat în stânca aia. Hai să tragem acolo, bine? Hai să ieșim afară. Uite aici. Aoleo. Uite aici. Vezi? Da. Chiar la îmbinătură, așa-i? Da. Pot să lipesc? Da. Da, dar nu acum. Mai avem vreo 500 de metri până unde am lăsat mașina. Hai să vedem dacă reușim să ajungem. Ideea e să mergem cât mai repede. Suntem... barca e spartă aici, dar are 4 compartimente din fericire. Și stau aici pe partea asta și Raul pe spate și o să ajungem cu siguranță la mașină. Dăm amândoi, vâslim amândoi ca să câștigăm viteza. Și am ajuns la nivelul 2, cel în care a apărut și ploaia, pentru că altfel ar fi fost prea ușor, nu? Casca? Aici. Un pic de ploaie, nu contează. Așa și erau 70% șansele de ploaie, măcar să nu-i pară rău Alexandre când a venit, nu? Aici mai este încă un tunel de cale ferată. Toată zona numai tuneluri. Observați casca lui Raul, este ultimul model de cască transparentă. E cu camu. Ca să nu strice freza. E cu camu, casca de aia se vede. Da. Ce să filmezi, trenul? Sau... În acești pereți sunt foarte multe trasee de via ferată. Atenție, trebuie să plătiți bilet și să vorbiți cu cei care se ocupă de aceste trasee. Nu veniți de capul vostru.
Și am ajuns. Acolo e mașina, da? Am reușit să împachetăm barca și tot ce era. Suntem la mașină și mergem unde am lăsat cealaltă mașină, la intrarea în traseu. Și mergem să vedem următoarea aventură. În continuare mergem să vedem una dintre cele mai frumoase cavități subterane din România. Peștera cu cristale de la mina Farcu este una dintre puținele peșteri cu cristale amenajate la nivel mondial. Este într-adevăr o bijuterie și este lăudabil faptul că în urmă cu nu mulți ani a fost deschisă circuitului turistic. Biletul costă 30 de lei de persoană. Bauxita a început să fie exploatată în Munții Pădurea Craiului undeva către anii 1900 și galeria în care vom intra astăzi este o fostă galerie din care se încerca exploatarea bauxitei. Mai interesant este că una din aceste mine de bauxită din Munții Pădurea Craiului a fost descoperită accidental în anul 1978 niște oase de dinozaur. Era pentru prima oară în lume când într-o mine de bauxită se găseau oase de dinozauri. Exploatarea bauxitei a început aici în anul 1987 și da, undeva după 1990 niște ruși au cumpărat, se pare, toată treaba pe aici și au falimentat-o. Ce este interesant însă că undeva în anul 1998, în timp ce minerii străpungeau această galerie cu explozibili, au descoperit peștera, care era cavitate total separată de exterior. Nu avea nici și nu are nici o ieșire. Era practic o peșteră necunoscută care era de sute de mii de ani aici în măruntaiele muntelui și doar galeria a deschis accesul. Minerii au fost mirați să vadă toată această minunăție, toate acele cristale fantastice. Din păcate au aflat și cei care nu trebuiau să afle că aici se găsesc asemenea bijuterii subterane și au vandalizat peștera. De-abia câțiva ani buni mai târziu s-au luat măsuri, s-a închis peștera și mina și a fost reintrodusă doar de câțiva ani în circuitul turistic internațional. Uite ce tare acolo, e ca un fel de geam. Probabil că minerii, ca să le amintească de casă și de pământ și de căldură, au desenat un geam în capătul acestei galerii. Dar chiar e plauzibil și că suntem într-o cabană și de fapt suntem la nu știu câți metri sub pământ, nu? Nu departe de mina Farcu, la exact 8 km în zbor de pasăre, se află una dintre primele peșteri amenajate în scop turistic din țară, și anume peștera Meziad. Bine, nu este electrificată, vă plimbați cu un ghid, duceți voi luminile, e foarte drăguț și rustic, vă plimbați voi împreună cu un ghid. Peștera este deschisă până la ora 16 sau 17, în funcție de sezon. Pentru noi astăzi este prea târziu ca să mai ajungem și acolo. Am venit la râul Zalța, plouă torențial
Și aici e destul de complicat. Ca să faci rafting aici, trebuie să, în primul rând, să vii cu o companie. Dacă nu vii cu o companie, e voie și pe cont propriu. Trebuie să plătești o taxă de 7 euro care îți dă dreptul să oprești în aceste parcări amenajate, să încarci, să descarci și ulterior să parchezi într-una din parcările mari. Am venit cu o bicicletă pe mașină și vom face în felul următor. Raul mă lasă pe mine aici cu barca, cu tot echipamentul. Va merge cu mașina jos unde ieșim din chei. Va lăsa mașina acolo, se va întoarce cu bicicleta aici la mine, de unde vom pleca cu barca. Acum nu știu, bicicleta ori o băgăm în barcă, ori o lăsăm aici undeva, că e un jaf mai vechi și dacă fură, asta e. Raul duce acum mașina aici, se întoarce cu bicicleta aștia 15 km și apoi vom coborâ 4-5 ore. Aici sunt porțiunile cele mai grele. Mă crezi că în momentul ăsta am urcat sus să văd dacă vii? E liber în spate. Da, e liber. Cum a fost? Liber. Cât timp ai făcut? Am uitat să pun. Băi, ce bine că ai luat și lanțul. Nu vreți să cărăm bicicleta în barcă, o lăsăm aici. În principiu de la drum nu se vede, de pe apă cine vine, noia. Dar ca să fim siguri că n-o fură, o să luăm cu noi roata din față. Și șaua. Ops. Așa. Dacă voi ați fura chestia asta... A, păi... Dacă ne oprește cineva, ne vede, zice că ne-am luat piese de rezervă sau îi barcă cu roți sau ce. Ce, bă, ce bicicletă? Nu e nicio bicicletă acolo, stai liniștit. Raftingul, apele se împarte în mai multe nivele de dificultate. Unul e apă, lac, stătătoare. Doi, curs, lejer, fără cascade, fără valuri, fără nimic. Trei, e nivel deja mai greuț, cu câteva repezișuri, cascade mici, dar la nivelul 3, trasa ideală este vizibilă din barcă. Deci chiar fără să știi apa, poți evalua pe unde să te duci. La nivelul 4, deja e pentru avansați. Trebuie să cobori din barcă dacă nu știi râul și dacă știi, te uiți pe unde e trasa ideală, pe unde să treci la un anumit obstacol și după aia continui. Hai că vă las, revin mai târziu. Hai de capul meu! Bă, să lucrați în barcă, da? Da, da. Am găsut! Nu, 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 sari în barcă când zice așa, nătol. Sari în ea, nu cobori afară. Păi n-am vrut să cobor, ce crezi? Poți să nu mai pui gâsnii când ieși. Dă n-ai bine sat. Dar că am trebuit să scoatem cumva apa. Hai de mine. Dai, 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 dai.
E ok. Deci după primele 10 minute, las că cumva facem cu aia. Ia uite ce îmbarcă. Aoleo. Acum asta era. Eu l-am scufit de mine. Știu. Deci de aici se poate sări. Aici a fost un pod. La 5 metri înălțime. Deci către piatra aia neagră din dreapta. De ce nu ne mișcăm? Bă, asta e nivelul 3, bă, asta e nivelul 0. Nu mai merge, cred că s-o termină bateria. Da, nu mai merge. Nu-i bai, dacă ieșim la mal undeva. Nu știu unde. Păi nu, după porțiunea asta. Da. Asta e vrecea de care ziceam, asta îngustă. Păi uite că se vede triunghiul, cum ai zis. Da. Eu țin contra, știi? Eu țin contra, că e ușor. Hai să vedem puțin. Uite că avem și net, bă, de astea sunt condiții incredibile. Maps. Google Maps. Unde suntem? Pac. A, la Confluență, ai avut dreptate, vezi? Deci am făcut cam Wasserlochklamm de aici, așa, și mai avem atâta. Cam jumate am făcut, vezi? Atenție! Nu picăm! În barcă putem pica. Da. Raul, aici, vezi că aici ar veni ceva super, super tare. Să uita că... Ține barca pe poziție, da?
pe tine, da? Deci ăsta e camionul de care ești. Da. A ta nu merge, dă-i un apasă dacă poți la un moment dat. Da. Mă, nu merge, da? Alo, rau, ce îmbarcă. Te uite ce îmbarcă, mă. Ua! Bine că m-ai zis. Îți dai seama cât de mare e râul ăsta, cât de adânc e unde e lat. Îți dai seama cât de adânc trebuie să fie acum. Dai. Bun. Atenție. Apă. Și iată câtă apă în barca aia. Stai să vedem comparativ. Deci puteam să ne luăm peștișori de aur. Să noate cu noi. Deci e prea grea să putem ridica. Hai, ce faci? Aoleu! Era să fac scoara. Da, hai, repede. Cam asta a fost tura noastră la rafting în România și în Austria. Concluziile le trageți sau le împingeți dacă vreți voi. Noi de mâine începem deja înscrierile pentru următoarea ieșire la rafting. Doritorii ne pot scrie pe Instagram. V-am pupat. Ne vedem în vlogul următor. Când sperăm să vină și Alice, să nu mai fie bolnavă și absent nemotivat. Ciao. Știu că mai aveți o întrebare. Ce s-a întâmplat cu bicicleta? Dacă mai e aici sau dacă au furat-o? Hai să vedem. Nici vorbă. Uite, băi, au furat roata, mă, incredibil, și șaua. Toate bune. Ciao.